Izvršni predsednik Nacionalne fondacije za vangranične Rumune Eugen Popescu istakao je značaj Kongresa Vlaha Srbije u redovima rumunske zajednice, najvažnije organizacije timočkih Rumuna Vlaha koja ujedinjuje sva najbitnija rumunska udruženja sa severoistoka Srbije. Eugen Popescu je upozorio na dramatičnu situaciju sa kojom se suočava rumunska zajednica u Timočkoj krajini. Kako on kaže, situacija ovih 300.000 timočkih Rumuna jedna je od najozbiljnijih od svih rumunskih zajednica u pograničnim krajevima i na Balkanu. Za razliku od njihove braće iz Mađarske ili Ukrajine, timočki Rumuni nikada nisu imali školu na svom maternjem jeziku. Eugen Popescu je podvukao i probleme koje ima Rumunska pravoslavna crkva u pokušajima da se vrati u timočku krajinu. Stăm de vorbă cu domnul președinte al Fundației Române de Pretutindeni, Eugen Popescu. Bună ziua! Domnule președinte, sunteți unul dintre oamenii care au sprijinit constant comunitatea românilor din Serbia. Ați colaborat și colaborați îndeaproape cu reprezentanții Congresului Românilor de Pretutindeni. Ce înseamnă această colaborare pentru dumneavoastră cu cei de la Congres? Sigur, Congresul Românilor din Serbia, la el vă referiți, Congresul Românilor din Serbia este o organizație umbrelă care acoperă cea mai importantă organizație a românilor vlahilor din Timok, Serbia, și care acoperă practic organizațiile cele mai importante din această parte a Serbiei, din nord-estul Serbiei. Situația celor 300.000 de români din Timok, dacă vreți, este una dintre cele mai grave ale comunităților românești din jurul frontierelor și Balcani, comunitățile istorice românești. Cea mai gravă și cele mai grave, pentru că ei, spre deosebire, de exemplu, de frații lor din Ucraina sau din Ungaria, sau chiar spre deosebire de frații lor din Voivodina, ei nu au avut niciodată școală românească. Ei nu au mijloace mass media în limba română și știm bine ce probleme are biserica românească acum să se reîntoarcă în Timok. Atunci când serbii au venit în zonă, știți bine, erau acolo 80 de biserici, 17 mănăstiri românești, toate acestea au fost distruse sau preluate de Biserica Ortodoxă Sârbă. Acum Biserica Ortodoxă Română se reîntoarce, chemată de oamenii din zonă să refacă bisericile, să aducă din nou acolo viața spirituală românească și să aducă limba română în liturghie, adică limba maternă a românilor vlahilor din Timok. Ori ajutorul meu vine tocmai în sensul ăsta, pentru că eu cred că este foarte important ca statul român să se implice puternic, dar nu numai statul român, ci și noi, toți, în general, românii, pentru ca acești români să poată să rămână în continuare români. Este fundamental să-și păstreze identitatea românească și este fundamental să-și creeze instituții care să-i ajute să-și păstreze identitatea românească. Iar ajutorul meu vine tocmai în sensul ăsta și eu cred că nu fac decât o datorie morală pe care o am vis-a-vis de tot ceea ce ei au făcut de-a lungul istoriei, alături de moșii și strămoșii noștri pentru construirea statului român. Ei n-au prins frontierele statului român, nu sunt în frontierele statului român, dar meritele lor la funcționarea și la existența statului român există. Ce rol are Congresul Românilor din Serbia în această luptă de păstrare a identității naționale? Este rolul fundamental, pentru că această organizație, cea mai importantă organizație a românilor vlahilor din Timok, va trebui, într-un fel sau altul, să construiască instituții identitare. Avem deocamdată o singură instituție care, cu greu, cu foarte mare greutate și în pofida tuturor acțiunilor autorităților sârbe, se construiește în Serbia, în Timok, anume Biserica Ortodoxă Română. Greu de tot. Dar pe lângă ea, noi avem nevoie acolo de școală românească, avem nevoie de mass media în limba română, extinsă la toată zona, la tot spațiul în care locuiesc cei 300.000 de români. Ori această misiune revine Congresului Românilor din Serbia. Ei trebuie să convingă autoritățile sârbe să introducă limba română, studiul limbii române în școlile din Serbia, din Timok, acolo unde există comunitate românească, în paralel, dacă nu, să organizeze cursuri, să organizeze școli private pentru învățarea limbii române literare, și dincolo de asta trebuie să se preocupe pentru înființarea unui post de radio, unui post de televiziune, în general a mijloacelor mass media care să poată să ajungă și să informeze în fiecare clipă românii din zonă. Pentru că dacă nu ai un mijloc mass media prin care tu să le transmiți mesajul, să le spui cine sunt cu adevărat, să le dai exemple de oameni de cultură, de istoria lor, atunci va fi foarte greu ca acești oameni să revină sau să își regăsească conștiința națională românească. Ce așteptări ar trebui să aibă românii din Timok de la țara mamă? Așteptările lor trebuie să fie foarte mari. Din păcate, răspunsul autorităților
responsabile de românii de pretutindeni din statul român nu este pe măsura așteptărilor lor. Avem de face cu o birocrație foarte mare, cu un dezinteres foarte mare al acestor autorități care ar trebui să se preocupe al unora dintre ele, fără îndoială că sunt și autorități cărora le pasă sau sunt și oameni în cadrul acestor instituții cărora le pasă și încearcă să facă ceva. Dar dincolo de asta, statul român trebuie să aibă o strategie coerentă și trebuie să facă tot ceea ce este posibil în plan politic, pe de-o parte, pe lângă Serbia, atenționând Serbia prietenește că nu poate să adere la Uniunea Europeană atâta timp cât nu respectă drepturile românilor vlahilor din Timok și cât nu le dă aceste drepturi. Și pe de altă parte, sprijin nemijlocit, sprijin financiar pentru construcția unor instituții identitare ale acestor români. Deci trebuie construite școli în Timok, trebuie construite muzee, trebuie construite biserici, acolo unde comunitatea o cere. Ori toate astea, dacă statul sârb nu o face, trebuie să o facă statul român. Și cred că este o misiune de onoare pe care statul român și-o face în felul acesta, respectând articolul 7 din Constituția României și respectând, dacă vreți, ceea ce spuneam mai devreme, efortul și tot ceea ce a făcut de-a lungul vremii acești români pentru ca statul român să existe în forma actuală. Vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc.